Pentru fecioare este un aspect de lună nouă pe 21 iunie, care vizează iubirea. Unii închid un capitol de iubire, mai avut ocazia să o facă, dar parcă îl închid cu maturitate sufletească de data aceasta și se poate deschide un nou capitol în felul acesta. Abia așa se poate deschide cu adevărat un nou capitol. Pentru alte fecioare este un moment în care își aleg rolul, nu profesia, rolul în lume. Fecioarele de multe ori sunt activiste, vor să salveze ceva din lumea asta și pot să-și aleagă bucățica de care se ocupă, că sunt bătrâni, că sunt copii, că la locul de muncă sunt foarte buni colegi și ajută colegii, că au câte un hobby și prin hobby-ul acela se ocupă de un domeniu din viață, de fapt. Le dă un alt start în viață, o altă motivație în viață, care nu ține de profesie, ține, nu e nici independent de profesie, adică poate fi înrudită cu profesia, dar nu e obligatoriu să aibă legătură cu profesia. Și cumva își găsesc o cauză pentru care să militeze din acest moment. Bun găsit, prieteni! Dacă vă plac emisiunile Canal 33, nu uitați să ne dați un like. Dacă vreți să urmăriți toate emisiunile de la Canal 33, vă puteți abona și veți avea parte de cele mai interesante emisiuni.